ultimii ani, pe străzile capitalei au apărut mai multe sculpturi făcute din bronz. Locurile unde au fost amplasate au devenit îndrăgite atât de chișinăuieni cât și de turiști. Autorul sculpturii este Veceslav Jiglițchi, iar mai multe despre lucrările sale, dar și despre dragostea pentru Chișinău, aflăm chiar de la artist. Eu azi mă aflu în scoarul de pe strada Miorița, aici unde înfățișarea ciobănașului din renumita baladă bucură ochii trecătorilor. Lucrul la sculptură a durat 4-5 luni. Ea nu este chiar așa mică, practic are în jur de 4 metri. Această sculptură urbană este o interpretare a motivului mioritic a bunătății poporului nostru și a jertfei ciobănașului moldovean pentru pace. Ea a ieșit foarte simbolică, deoarece este despre balada tradițională. Ciobanul moldovean s-a jertfit în numele păcii de pe pământul nostru. Un detaliu important este că lucrarea pe timp de noapte este iluminată din interior. Amintim că Veceslav Jiglițchi este autorul a peste 100 de monumente arhitecturale instalate pe străzile și în parcurile capitalei, printre care și bustul fostului primar al Chișinăului, Carol Schmidt. Acesta este doar începutul. Ar fi bine ca nu doar în Chișinău, doar în toată țara să fie așa locuri cu istoria culturii noastre, istoria creației naționale, balade, povești. Sculptorul este cetățean de onoare a orașului Chișinău și mărturisește că aici se simte cel mai acasă. Chișinău este orașul meu natal. Iubesc Chișinăul. Am crescut aici, am învățat aici și am devenit ceea ce sunt astăzi, datorită profesorilor mei, părinților, soției mele și tuturor celor care mă susțin. Le doresc tuturor chișinăuienilor pace și bunăstare. La mulți ani, Chișinău! Îți dorim să rămâi locul în care oamenii să revină mereu cu drag.